la ședința noastră din luna aprilie. Îi dau cuvântul doamnei secretare pentru a supune spre aprobare procesul verbal de luna trecută și după care să prezentăm și ordinea de zi, pentru că azi vom alege și un nou președinte pentru cele 3 luni. Neavând încă președinte, va prezenta tot doamna secretară ordinea de zi. Vă mulțumesc! Sunt îndeplinite condițiile legale ca acest consiliu să-și desfășoare activitatea. Am motiv pentru care voi trece întâi la supunerea spre aprobare a procesului verbal al ședinței lunii martie. Dacă sunteți de acord cu acesta. Vă mulțumesc! Înainte de a vă trece la citirea ordinei de zi, am să vă rog să aprobați introducerea pe ordinea de zi unui punct, deci încă unui proiect, respectiv proiect de hotărâre privind aprobarea planului documentației curs, înființare cimitir în satul nou, comuna Bărgărești, județul Bacău, Biserica Beneficiară, Biserica Adventistă de ziua 7-a din România, conferința Moldova. Deci sunteți de acord cu suplimentarea ordinei de zi? Mulțumesc frumos! Voi da citire ordinei de zi, după care vom trece la alegerea președintelui de ședință. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Pârgărești în ședință ordinară, joi 18 aprilie 2019, orele 9:30, în sala de ședință a Consiliului Local, următoarea ordine de zi. Proiect 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Pârgărești pentru perioada aprilie-iunie 2019. Inițiator primarul Comunei. 2. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2020. 3. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2019. Inițiator primarul Comunei. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2019 a taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii nou casnici din Comuna Pârgărești, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 5. Proiect de hotărâre privind încetarea contractelor de închiriere pajici permanente, numărul 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378 din 2 iunie 2015, precum și a contractelor numărul 3147, 3148, 3149 din 25 mai 2015, precum și a contractului numărul 3717 din 7 iunie 2017, inițiator primarul Comunei. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii pajiștilor permanente aflate în proprietatea privată a Comunei Pârgărești. Inițiator primarul Comunei. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Pârgărești pe trimestrul 1 al anului 2019. Inițiator primarul Comunei. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, inițiator primarul Comunei. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de investiții pentru anul 2019, inițiator primarul Comunei. Și 10. Punctul suplimentar. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației curs în înființare cimitir în satul nou, comuna Pârgărești, județul Bacău, care are ca beneficiar Biserica Adventistă de ziua 7-a din România, conferința Moldova. Dacă sunteți de acord cu această ordine. Vă mulțumesc tuturor. Ca să trecem la primul punct al ordinei de zi, vă rog frumos să faceți propuneri pentru președintele de ședință. Faceți propuneri. Domnul Ambrozi. Domnul Ambrozi a fost seniorul primar. Trebuie doar. 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 Trebuie doar.
începeți din nou. Ce să începem? Dar nu știu ce interes tot la mine. Vine că și... Dar domnul Emir a fost acum. Bun, a fost. Da, dar domnul Marius. Nu, dar domnul Cornel a fost. Și să propune pe domnul Cornel? Eu zic să propun numai. Deci pe cine propune? Pe domnul? Portoș Cornel, da? Da. Acum vă rog, o să vă rog aici. Dar ați pentru mai multă operativitate am să vă prezint eu proiectele de hotărâre. Doi proiecte de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2020. Având în vedere hotărârea Consiliului Local, numărul 74, din 25-10-2018, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019, modificat ulterior prin HCR 82 pe 20-12-2018, se propune la articolul 1 impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2020 să fie indexate cu 4,6%, fiind cele cuprinse în tabelele cuprinzând valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, a taxelor speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează după caz de către Consiliul Local al Comunei Cărcărești, prevăzute în anexele 1-5, parte integrantă a prezentului proiect de hotărâre. Operațiunea de stabilire a sumelor datorate bugetului local se face prin rotunjire la nivel de lei, fără subdiviziuni, prin reducerea când fracțiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani și prin majorare când fracțiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari, aplicându-se astfel regulile de rotunjire prevăzute în titlul 9.11, litera N, din normele metodologice de aplicare a codului fiscal aprobate prin hotărârea de guvern numărul 1 pe 2016. Dacă sunteți de acord cu indexarea de 4,6%. Vă mulțumesc mult! 3. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2019. Se aprobă completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2019, după cum urmează. Punctul 75. Servicii de filmări video, informative, filmări privind evenimentele majore ale localității, documentare, interviuri, reportaje care se contribuie la promovarea localității în contextul regional și național respectiv, ședințe de ordinare ale Consiliului Local realizate cu firma care a funcționat și până acum. Punctul 76. Închiriere convenție pentru intervenție cu autospecială și utilaje în caz de incendii cu primăria Târgu Ocna. 77. Servicii de mentenanță, sistem de supraveghere video din Comuna Pârgărești. Punctul 78. Servicii de înființare site web și schimbarea adresă de e-mail în adresă cu domeniul propriu. Punctul 79. Servicii de mentenanță site web. Punctul 80. Poliță de asigurare obligatorie pentru tractor Belarus. Punctul 81. Poliță de asigurare obligatorie pentru bultul excavator. Iar la capitolul 3 se completează cu punctul 7. Lucrări de raportare a camerelor de supraveghere video la rețeaua electrică. Dacă sunteți de acord cu aceste completări. Mulțumim frumos! Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2019 a taxei speciale de salubrizare
pentru utilizatorii nou casnici din Comuna Vâlgărești, județul Bacău. Se propune, începând cu luna ianuarie 2019, se aprobă taxa specială de salubrizare pentru utilizatorii nou casnici din Comuna Vâlgărești, astfel. Pentru agenții economici care au doar sediul social pe raza comunei și care nu au puncte de lucru în comună, 15 lei pe lună. Pentru agenții economici care au punct de lucru pe raza comunei, 50 de lei pe lună pentru fiecare punct de lucru. Pentru instituțiile publice, respectiv primărie și post de poliție, 70 de lei pe lună. Pentru instituțiile de cult, 50 de lei pe lună. Pentru instituțiile de învățământ avem următoarele taxe. Pentru instituțiile care au între 1 și 50 de elevi, 50 de lei pe lună, pentru cele cu 50-100 de elevi, 60 de lei pe lună și pentru cele cu peste 100 de elevi, 70 de lei pe lună. Dacă sunteți de acord, proiectul de hotărâre de compromis. Sunteți domnul da? Bejenaru? Da. De acord? Da. Da? Mulțumesc. Nu tăiem crata de sub picior. Nu, pentru utilizatorii non-casnici nu era... Nu erau firme, m-aș fi eu, da, m-aș fi ala, ala. Da, dar nu era fixat. Nu era stabilit. Nu. Nu te apărați, dragi. Proiect de hotărâre privind încetarea contractelor de închidire pajici permanente numărul 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378 din 2 iunie 2015, precum și a contractelor numărul 3147, 3148, 3149 din 25 mai 2015 și numărul 3717 din 7 iunie 2017. Se aprobă încetarea prin acordul părților a contractelor de închiriere pajici permanente anterior menționate, încheiate între Consiliul Local Pârgărești și Crescătorii de Animale din Comuna Pârgărești, având în vedere prevederile hotărârii numărul 16 din 28 februarie 2019 pentru aprobarea amenajamentului pastoral al Comunei Pârgărești, județul Bacău, precum și prevederile legii 44/2018 pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență 34/2013. Contractele de închiriere vor înceta la data de 30 aprilie 2019 cu respectarea acordurilor de încetare numărul 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048 din 29 martie 2019. Predarea și respectiv primirea bunului imobil se va face pe bază de proces verbal în termen de maxim 5 zile calendaristice de la data încetării contractului de închiriere. Încetarea contractului de închiriere nu îi exonerează pe aceștia de la plata redevenței datorate către autoritatea locală până la data de 30 aprilie 2019. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Mulțumim! Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii pajiștilor permanente aflate în proprietatea privată a Comunei Pârgărești, județul Bacău. Inițiator primarul comunei. Prin proiectul de hotărâre se propune să se aprobe închirierea prin atribuire directă a pajiștilor permanente proprietate privată a Comunei Pârgărești, județul Bacău, identificate în anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. Termenul de închiriere a pajiștilor permanente este de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, pentru o perioadă egală cu cel mult durata sa inițială, ținând cont de respectarea clauzelor contractuale, valoarea investițiilor efectuate de către locatari pe pajiște și de alte asemenea, cu condiția ca prin prelungire să nu se depășească termenul maxim de 10 ani. Se aprobă caietul de sarcini privind închirierea pășunilor și proprietate privată a Comunei Pârgărești, împreună cu modelul de contract de închiriere. Se împuternicește primarul Comunei Pârgărești să semneze în numele și pentru Consiliul Local al Comunei Pârgărești contractele de închiriere pentru suprafețele de pajiște.
Acest proiect de hotărâre a fost inițiat având în vedere cererile depuse de un număr de 6 crescători de animale din Comuna Bărgărești. Este vorba respectiv despre crescătorii a căror contracte au fost reziliate prin acordul părților și a fost aprobat cu hotărâre de Consiliul Local. Dacă suntem de acord... Nu s-au mulțit. Nu. Adică am vrut să spun că sunt aceiași crescători de animale. Da, după cum ați văzut, prețul la hectar, potrivit acestui nou contract, este de 206 lei, da? Iar în fiecare an acest preț va crește, având în vedere indicele de inflație. Dacă sunteți de acord, vă mulțumesc frumos. În proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Bărgărești pentru anul 2019, trimestrul 1 al anului 2019. Se aprobă execuția veniturilor bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bărgărești pe trimestrul 1 2019 în valoare totală de 1.085.544,48 lei, din care 701.650,88 lei la secțiunea de funcționare și 383.894 lei la secțiunea de dezvoltare. Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local al Comunei Bărgărești pe trimestrul 1 al anului 2019 în valoare totală de 945.671,59 lei, în care 561.777,59 lei la secțiunea de funcționare și 383.894 lei la secțiunea de dezvoltare. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, vă mulțumesc. Mulțumim. Mulțumesc. Dar acolo e 1 milion, nu e 1.000, nu? Da, 1 milion, da. Da, 1.085.544,88 lei. Da. Atâția bani și din 1.000 de lei din aferea. Da. Următorul punct pe ordinea de zi este bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Bărgărești. Iar acest proiect ar fi rog pe doamna contabilă ca să dea citire. Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019. Se aprobă bugetul corpului de venituri și cheltuieli al Comunei Bărgărești și județul Bacău pentru anul 2019, după cum urmează. Sursa A, venituri la secțiunea de funcționare, 5.655 lei, cheltuieli, 1.027 lei, cheltuieli la secțiunea de funcționare 5.044 lei, cheltuieli la secțiunea de dezvoltare 1.027 lei, conform anexei 1 și 2, care fac parte din prezenta hotărâre. Se aprobă bugetul propriu pentru activități autofinanțate pe anul 2019, în sumă de 130.000 lei la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexei 3, care face parte integrantă de prezenta hotărâre. Articolul 3. Se aprobă în anul 2019 cheltuieli din fondul de rulament pentru secțiunea de funcționare, sursa E, în sumă de 1.072,43 lei. Articolul 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei prin aparatul de specialitate și serviciile publice de interes local. Hotărârea poate fi contestată de cei interesați în termenul legal. La partea de venituri, anexa numărul 1, total venituri 5.655 lei, din care venituri proprii 1.707 lei, venituri curente 5.343 lei, venituri fiscale 5.037 lei, impozitul pe venit 1.094 lei, impozit pe venit 1.000, cote și sume defalcate din impozitul pe venit 1.093.000 lei, impozite și taxe pe proprietate 157.000 lei, impozite și taxe pe bunuri și servicii 3.754.000 lei, taxe pentru utilizarea bunurilor, utilizarea bunurilor sau desfășurarea de activități 118.000 lei,
alte impozite și taxe, 32.000 lei, venituri nefiscale, 36.000 lei, venituri din proprietate, 60.000 lei. Mii lei. Vânzări din bunuri și servicii, 246 de mii. Taxe extrajudiciare, nimic. Amenzi și penalități, 56.000 lei. Subvenții, 100, 312.000. Subvenții de la bugetul de stat, 152.000 lei. La partea de cheltuieli, cheltuieli pentru autoritățile publice, 1.770.000 lei. Cât? 1.770.000 lei. Deci mai puneți încă 3 zerouri. Deci 17 milioane? Nu. 1.770.000. 1.770. Mai puneți 3 zerouri și mai înlățeți cu 10.000 dacă vreți să faci... Cum? 1.700.000. Nu e 170.000 de lei noi? Doamne. Da. 1.770, da? Ăla este 170.000 de lei noi. Are 4 zerouri. Nu 4. Are 3. Are 170 plus 3 lângă, nu? Nu 170, 1.770. 1.700 a zis, doamne. 1.770. Deci ai 17 milioane, nu? 17 miliarde. Valentin, în banii vechi, dar trebuie să calculezi. 1.770. Da, da, e 17 miliarde. Mai, 17 miliarde, așa. Da. La transferul cu caracter general între diferite nivele ale administrației, 39.000, ordine publică și siguranță națională, 100.000, învățământ, 616.000, sănătate, 80.000, cultură, recreere, 251.000, asigurări și asistență socială, 768.000 lei, locuințe, servicii și dezvoltare publică, 370.000 lei, protecția mediului, 395.000 lei, agricultură, 160.000 lei, transporturi, 500.000. Cheltuiel pentru secțiunea de dezvoltare, autorități executive, 250.000 lei, ordine publică și siguranță națională, 60.000 lei, sănătate, 50.000, cultură, recreere, 55.000 lei, locuințe, servicii și dezvoltare, 171.000 lei, drumuri, 441.000 lei. La activitățile autofinanțate, veniturile, 130.000, din care cămine culturale, 5.000, serviciu de apă, 125.000 lei. Venituri la cheltuieli la fel. Cămine culturale, 5.000 lei, serviciu de apă, 125.000 lei. Dacă aveți întrebări... Următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de investiții pentru anul 2019. Planul de investiții pentru anul 2019, conform proiectelor, va fi integrat la prezent în hotărâre. Acest plan cuprinde achiziționarea de excavator, care s-a realizat în primul trimestru, achiziționarea autoturism, care se va realiza pe parcursul anului, achiziționarea mobilier și aparatură birotică, lucrări de modernizare, sistem de supraveghere video în Comuna Pârgărești, servicii de expertiză tehnică, sediu primărie Pârgărești, servicii întocmire proiect pentru reabilitare
Sediu primărie. Servicii întocmire documentații pentru obținere de avize acorduri pentru reabilitare. Sediu primărie. Servicii întocmire studii stabilite prin certificatul de urbanism pentru reabilitare. Sediu primărie. Servicii întocmire studii stabilite prin certificatul de urbanism pentru căminul cultural Satul Nou. Servicii întocmire plan de încadrare în zone și plan de situații avizate de OCPI pentru căminul cultural Satul Nou. Servicii elaborare studii de teren în vederea realizării obiectivului înființare sistem de alimentare cu apă potabilă și canalizare, curare ape uzate în comuna Pârgăreș, județul Bacău. Servicii elaborare studii de fezabilitate în vederea realizării aceluiași obiectiv pentru o lungime de rețea de 2121.536 metri liniari. Servicii de consultanță pentru realizarea obiectivului reabilitare și modernizare sistem de iluminare public în comuna Pârgărești. Servicii de consultanță pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiectiv achiziția budului excavatorului pentru primăria comunei Pârgărești, procedură publicată prin anunțul de participare și servicii de consultanță pentru implementarea activității pentru proiectul achiziționare budului excavator pentru primăria comunei Pârgărești. Da. Servicii pentru întocmire, plan de încadrare în zonă și plan de situație vizat de OCPI pentru reabilitare sediu primărie, servicii pentru actualizare documentație cadastrală strada Măceșului conform CSI numărul 121/2001 pentru construirea anexă utilaje, servicii întocmire, extras de carte funciară pentru informare și ortofotoplan necesare certificatului de urbanism pentru construirea anexă garaj utilaje, servicii de întocmire, proiect pentru construirea anexă garaj, servicii de întocmire, documentații pentru obținerea avize acorduri pentru construirea anexă garaj utilaje, servicii întocmire studii stabilite prin certificatul de urbanism pentru construirea anexă garaj, servicii plan de încadrare în zonă pentru aceeași anexă garaj, servicii de întocmire, proiect pentru construire dispensar uman, servicii întocmire, documentații pentru obținerea avize, tot pentru dispensar uman. Da, toate servicii întocmire, plan de încadrare în zonă, tot pentru dispensar uman, expertiză tehnică pentru căminul cultural Satul Nou, proiect, servicii pentru întocmire, proiect, tot pentru căminul de la Satul Nou, întocmire, documentații pentru obținerea acordului, tot pentru Satul Nou. Da, și gata, și rezultat am citit. Dacă sunteți de acord cu planul de investiții propus pentru anul 2019. Da, acesta poate fi completat. Acesta poate fi completat și modificat în perioada valorificării anului. Se poate modifica. Dar bineînțeles. Se poate modifica. Un acoperiș. Modifica și completa. Dar nu se face. Ultimul punct pe ordinea de zi. Hotărâre privind avizarea documentației PUS pentru înființare cimitir în Sarța Domnului Comuna Pârgărești, județul Bacău, având ca beneficiar Biserica Adventistă de ziua a 7-a din România, Confederația Moldova. Se avizează documentația planului urbanistic zonal și regulamentul aferent obiectivului înființare cimitir în Sarța Domnului Comuna Pârgărești, județul Bacău, având ca amplasament Satul Nou, extravilan, Comuna Pârgărești, beneficiar Biserica Adventistă de ziua a 7-a din România, Conferința Moldova, proiectant general, SC Prodom USRL Bacău, proiect numărul 3 pe 2018. Se aprobă introducerea în intravilan a terenului în suprafață totală de 1121 metri pătrați, proprietatea Bisericii Adventiste de ziua a 7-a din România, Conferința Moldova, înscris în cartea funciară la numărul 60.373. La realizarea lucrărilor în zonă se vor respecta prevederile planului urbanistic zonal aprobat și toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Termenul de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 10 ani de la data aprobării acestuia. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre.
Vă mulțumesc. Diverse. Am să vă rog ca să vă înscrieți. Dar nu poate să fie numai 10 minute cât e tractorul. Nu trebuie să aibă 1 metru, 2 în lângă. Nu trebuie să intre și bol de sau acolo. Acolo unde am trebuit. Tractorul trebuie să intre nu și de moarte. De moarte și de aici. Nu se face un stadion tractor. Nu se face un stadion ca să te întorci în lucruri moarte. Nici mai loc. De aceea spun că dacă facem un tractor și bulă să intre deocamdată. Trebuie să facem un acoperiș. Un acoperiș, pe trebuie să protejăm un tilaj. Ca să facem orca, să trebuie cel puțin 30 de metri. Iar, tipul, iată, iar, se face un stadion. Iar suprafața de teren este de 322 de metri pătrați, așa că putem să facem. Și nu vom face cu ziduri de beton, ci un acoperiș și vom vedea ca să nu avem niște cheltuieli foarte mari. Dar trebuie să construim ceva ca să protejăm aceste utilaje. Nu, dar eu nu m-am zis că o să fie suprafața cât un termen de la Nicoreș, garajul. Și nu o să nu avem acest pe urmă să mai facem nimic la părgăre. O dar. Trebuie să amenajăm un spațiu. Trebuie să facem un garaj, trebuie să facem ceva. Dar unde e doar numai? Terenul pe care dorim să facem este aproape de așa și altceva nu s-ar fi pretat acolo să facem, eu știu, un cămin cultural pentru satul nou, că nu este un loc unde ar fi mers un cămin. O să ne orientăm și pentru căminul cultural de la Părgărești, după ce vom avea un teren adecvat. În legătură cu Coșna. Da. Nu se mai fac zilele spune, am discutat noi acum 2 ani că o să fie stabilit în august o zi când, sau două zilele comune. Ca la altceva nu există și așa comună, o cultura. Să fie ceva, dar așa drumul înapoi, cum a fost, că acum avem mult de excavatori. Și să facem, să stabilim o zi sau două zile de zilele comune. În august, când vin cetățenii acasă, să iasă și ei la o iarbă verde, organizată. Eu cred că n-ar fi. Ar vrea toată lumea, ar vrea așa ceva. Și e păcat, dacă tot a făcut drumul, am investit drumul și mai poate. Sau, da, este o propunere. Drumul trebuie reamenajat. Dumneavoastră știți mai bine, eu n-am mai fost acolo, dar din ce știu, trebuie reamenajat. Pentru că dacă nu punem în pericol, eu știu, viețile oamenilor, din cauza acelui drum. Dar, sigur, este o idee, este o propunere, dar toate acestea necesită cheltuieli. Cheltuieli de organizare. Închipuiți-vă. Faci zilele comune. Trebuie să inviți, eu știu, o formație, să organizezi. Normal, și vin... Trebuie să amenajezi terenul, trebuie să amenajezi o scenă. Poți să dai faci o taxă pentru agenții comerciali. Nu-i problemă. Pentru ziua respectivă, poate dacă plătesc. Într-adevăr, dacă am avea undeva în mijlocul comunei un teren, un dar acolo e mai frumos, dați liniștită, că e mai frumos la deal, să facem. Este o distanță de dumneavoastră, o parte din dumneavoastră știți cu ce eforturi mari am făcut și acel eveniment centenar. Și a fost frumos, asta e interesant, că e și frumos. S-a făcut, dar de câte ori mergi mașinile pe deal cu corturi, cu toate alea? Nu, și eu m-am dus personal. Nu mai trastul, cum sunt? Greu. E foarte așa la pe cum este greu de organizat, pentru că noi trebuie să asigurăm. Unitatea administrativă, autoritatea locală trebuie să asigure și spațiul și întreaga organizare. Deci trebuie să anunț pompierii, trebuie să sunt mai multe condiții de îndeplinit. Sigur, este o propunere și... Nu, dar dacă faci oficial, îți trebuie WC-uri ecologice. Îți trebuie mult, mult. De altfel... Oficial, da, pe care oficial așa este. Oficial, dacă faci oficial. Este aproape de pădure, avizul pompierilor. Sigur. Dar este o propunere, sigur că ne-am gândit și la asta, doar dumneavoastră știți că era una dintre propunerile noastre. Dar noi trebuie să facem an de an și oamenii au rămas așa în dubii, băi, se mai face, nu se mai face, că nu știi să vină acasă, să nu... Oricum necesită niște cheltuieli. S-a întâmplat acolo, fostul eveniment extraordinar de frumos și a fi păcat să abandonăm așa.
Da. Da. Dacă tot ne-am... Dacă tot fie așa greu de făcut sau... Voi puteți face. Noi. Liniștit. De organizare, așa de greu de făcut. Vă trebuie. Puteți, am zis, oficial doamna are dreptate. Are dreptate, băi, multe probleme. Hai, ce să nu facem nici să nu trăim nici apa, că sunt multe... Nu mă dăm să-ți asumi. Sau dacă cineva spune ceva la ea și e făcut... Pentru primul rând, drumul trebuie să fie foarte, foarte sigur. Să nu ai probleme pentru Occident, pentru asta. Da, este o propunere, locazare. Ce putem face? Da, domnule, nu avem contracte cu alte societăți, acum putem face. Nu se poate face și fără să facem zile, nu e problemă dacă e. Pentru weekend-ul și... Da, păi eu am zis așa, ca să fie oficial, o zi sau două, măcar pe ea, în august. În rest, oamenii se poate să circule, cunosc. Ține cont, domnule. Vom reface și drumul, prima dată să terminăm cu drumurile locale. După cum ați văzut, deja am început să amenajăm drumurile locale. Ați văzut că în depozit avem piatra pe care am contractat-o cu firma respectivă și mi-a dus. Sperăm să ne iasă o lucrare bună. Mai avem de închiriat un cilindru pentru a cilindra și a compacta această piatră. Și deocamdată ne vom mulțumi cu balastrarea. Credem, lasă-o la departe, ca să da. Unde este mai sus să iei jos de pe stradă. Da, asta e multă. E foarte ridicat. Multă cu asta. Nu, cu multă. Nu, cu multă. Cu multă, nu e așa. Nu, cu multă. Nu, cu mai jos de șanță. Sunt locuri. Unde sunt deja... Prea sus ele. Multă cu asta. Noi am ajuns al cetățenii și... O uliță este mai sus. Drumul, adică scurțile la pe dacă tot mai pe nuduri, dar ăla este în altă parte, n-am. Având în vedere că sunteți toți consilierii aici, vin iară cu rugămintea, domnul Vincenciu, da, asta vreau să zic, mi-a suat ideea, vin iară cu rugămintea la dumneavoastră. Unii cetățeni își curăță șanțul și lasă pe malul șanțului. Categoric, acel pământ iar se amestecă cu piatra pe care o punem noi și... Și se ridică mai sus, față de ridică mai sus. Așa că, vă rog frumos, atrageți atenția, eu știu, și cetățenilor, să-și curețe șanțurile și noi facem de mers. Să-și curețe dar cineva... de pământul poasă. Pământul poasă, de chiar acolo. Cineva mi-a spus așa, doamnă, dar de ce nu porniți să dați amenzi? Scuzați-mă, eu nu vreau să pornesc prin sat să dau amenzi. Cred că este datoria fiecărui cetățean să-și facă curat în fața porții, în fața locuințelor, în fața gospodărilor, pentru că asta dovedește cât de gospodar ești tu, domnul cetățean. De exemplu, la Nicolești, expoziție de lemn, înțeleg? Expoziție de lemn, măi, frate. Dacă vin un tir mare în fața bisericii, nu poți să faci o manevră. Acolo întotdeauna. Da, dar să știți că dacă stăm să ne gândim, dumneavoastră ați aprobat o taxă, da, pentru aceste persoane care depozitează pe marginea drumului, da. Și dacă aplicați de care taxa aia, nu mai pune. Nu mai pune acolo. Da, deci au de plătit aceste persoane, au de plătit la primărie pentru că depozitează pe mediu. Nu știu cât este la mediu, deci știu că este la taxe și de stabilire. Mers cu chitanțierul și doamna aveți de plătit, aveți de politate. Da. Și atunci o să tragă cu lemnile toate. Vezi cum mai acesta nu-i vorba, mă, de asta, dar serios, că e numai pe raza, de la satul meu, acolo, pe marginea drumului, peste toate. Fiecare ea. Eu ești invidios că nu ți-ai luat lemnile, da. Eu am luat, sunt și de politate. Oamenii și arează investițiile, ce vrei? De acum. O să încercăm să vă măsuri, dar știți că iarnă trebuie un nou om care să meargă pe teren și să facă aceste demersuri, dar o să vedem. O să facem rost de un chitanțier și o să facem și treaba asta. Dar nu neapărat să îi sancționăm. Avertizat, domnule, nu mai puneți în drum. Este o taxă. Nu, atunci am un sigur îl pune în porti. Au plătit acea taxă. Da, în mai găsit din... Da. Plată. Acum nu plată. Acum nu zic. Băi, ți-e o zi, două, săptămână, trei, trei săptămâni la rând la uitus la duminică de duminică, la tăr, tot acolo se lângă. Ta, e bine, frate, vă aștept să usuci. Tocmai, să se usuci, după aia depozitează la loc. Băi, asta face. Da, am notat și vă zice, vă vedea ceva. Știu că bine neagră pentru mine, cine se uită la filmare, dar e o bine de chiar. Să ai mai multe vorbe. Asta e viața. Unii poate agrează varianta. În București nu o să sigur, nu e să nu-i să. Nu o să ar. Acolo e o modă. Deja... Le-a taxat de când... Păi te grăbiți atace.
Eu am fost amenazată când am ținut o săptămână, așa că... Corect, da? Am, eu, da. Păi de lege, lege, că nu trebuie. Păi de lege, 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 dacă nu mai aveți alte... Nu mai avem, doamne. Închidem lucrările ședinței noastre de azi. Vă mulțumim pentru participare, vă mulțumim pentru că ne-ați aprobat toate proiectele de hotărâre și sigur că sperăm să le ducem la bună îndeplinire, toate proiectele. Mulțumesc! Mulțumim.